Bună și bine ați venit pe Tarot Ada. Astăzi vreau să facem o etalare în iubire, să vedem ce urmează, ce este, cum vă găsește această zi și cum găsește persoana la care tu te gândești sau persoana cu care tu ești. Și să vedem, dragilor, ce găsim aici. Este o citire generală, colectivă. Luați de aici ce se potrivește cu voi și nu încercați să vă atribuiți nimic. Este valabil atât pentru doamne cât și pentru domni și este o citire atemporală. Este valabilă în momentul în care o găsiți. Haideți să vedem ce este aici. S-a întors o carte. O petrecere, o bucurie a sufletului. Haideți să vedem. O persoană care vă iubește și care se gândește cum poate veni către voi. Această persoană vă va aduce un cadou, dar nu acum. Acum se gândește la o bucurie, se gândește cum să vină. Sunteți doar prieteni, sunteți doar cunoștințe, doar că persoana este îndrăgostită de voi. Persoana este bolnavă de iubire, este disperată de gelozie, poate v-a văzut cu altcineva, poate sunteți într-o altă relație, persoana vă vrea, vă dorește și nu știe cum să ajungă la inima voastră. Inima îi plânge acestei persoane, dar te respinge și nu înțelegi de ce. Cunoașteți această persoană și voi nutriți sentimente aici de iubire pentru această persoană. Va avea loc o mare transformare între voi, doar că persoana este geloasă și nu face nimic, nu se întâmplă nimic între voi, nu ia acțiune. Aici persoana visează la o bucurie, la o întâlnire, la iubire, la mângâiere, la atingere, dar se consolează cu alte lucruri. Se axează pe muncă, face cu totul altceva pentru că nu știe cum să vină către voi. Aici ori a auzit ceva despre voi că sunteți într-o altă relație, ori v-a văzut, ori ceva se întâmplă, ori o prietenă i-a spus ceva și a interpretat totul greșit. Această persoană se gândește să vină către voi cu un cadou, să vă ofere ceva. Haideți să vedem și de aici niște cărți. Acestei persoane îi plânge inima, dar nu știe ce să facă. Te respinge această persoană. Nu acționează. Dacă voi ați căutat această persoană, această persoană nu v-a răspuns, deși vă iubește necondiționat această persoană. Prima carte este Steaua. Este o iubire vindecătoare. Un rege de cupe și un 4 de monede, un hierofant, cavalerul de monede și regina de săbii. La capătul setului de cărți, 5 de bâte, un conflict total în mintea acestei persoane. O bătălie, un război dă această persoană în interiorul ei. Dragilor, prima carte din citire este Steaua. Este acea bucurie, acea vindecare, acea dorință la care acest om visează. Visează să fie cu voi, visează să fiți împreună, visează să vă iubească. Visează și tot visează, dar nu face nimic și voi nu înțelegeți de ce. Această persoană chiar vă respinge. Aici este foarte multă iubire, este atracție, inima acestei persoane îi plânge că nu poate veni către voi și nu vine către voi pentru că ori sunteți căsătoriți, ori sunteți într-o altă relație, ori a auzit ceva această persoană și a dat înapoi această persoană pentru că nu dorește să vă rănească. Această persoană vă iubește necondiționat. Aici este Steaua, poate fi un vărsător, la mijloc este un rege de cupe, pești, rac sau scorpion, o regină de spade, gemeni, balanță sau vărsător,
Iar aici este un blocaj. Această persoană este în noaptea minții, nu știe cum să acționeze și inima îi plânge și tot plânge. Aici este un cavaler de monede și un hierofant. Această persoană este foarte tradițională, foarte tradiționalistă, crede în relații sănătoase de lungă durată și nu vrea să vă rănească nici într-un fel. Dacă a auzit ceva despre voi, că ați fi într-o altă relație sau că faceți altceva, s-a retras și voi nu înțelegeți de ce, deși această persoană în trecut a venit către voi oferindu-vă cuvinte frumoase, poate chiar flirt aici a fost. Regele de cupe este iubitor, dar acest om este blocat în mintea sa. Sufletul îi plânge după voi, mintea îi spune că nu poate acționa. Aici este un paj de bâte. Această persoană poate că s-a mutat de unde stați voi, poate că a plecat pentru că nu poate să suporte gândul că nu vă are aproape. Este într-un conflict total. Regina de spade este o persoană care știe ce vrea. Și ori voi i-ați spus ceva, i-ați dat un ultimatum acestei persoane, ori ați respins-o, ori i s-a părut că ați respins-o, pentru că voi așteptați această persoană să vină. Persoana va veni și va veni cu un cadou, cu o invitație surpriză, într-o călătorie, într-o vacanță, poate vă propune o căsătorie, dar nu acum, pentru că această persoană este blocată într-un patru de monede. Nu știe cum să facă, poate aici sunt lucruri materiale la care trebuie să renunțe, poate dacă vine către voi, voi veți fi puși în situația de a renunța la niște lucruri materiale sau la niște relații, poate de prietenie, poate cu părinții voștri, aici este posibil ca cineva să nu fie de acord cu relația voastră. Ori rudele voastre, ori rudele ei, ori un prieten, ori cineva îi spune, îi livrează niște informații eronate acestei persoane și această persoană plânge, suferă, inima îi plânge și vă respinge. Cum am spus, dacă ați căutat această persoană, persoana nu v-a răspuns. Deși a plâns cu lacrimi în ochi, persoana nu a răspuns la telefon, la mesaj. Voi nu înțelegeți de ce. Aici acestei persoane i s-au livrat niște minciuni, niște neadevăruri, niște lucruri care nu sunt așa cum vreți voi, cum vă gândiți voi. Voi ați sperat ca această relație să fie ușoară, persoana să vină către voi și nu s-a întâmplat acest lucru. Această persoană este într-un conflict total, poate chiar și cu voi, poate chiar v-a blocat, poate chiar v-a spus ceva care nu a fost pe placul vostru. Această persoană este disperată de gelozie. Este și acționează pe ego această persoană. Stă într-o mândrie, așteaptă să o mai căutați, deși v-a blocat, deși nu vă răspunde, așteaptă tot voi să mergeți către ea. Persoana va veni, se va debloca. Aici se va întâmpla o minune, o magie, steaua. Hierofantul este un lucru sănătos, un lucru frumos la ce se gândește această persoană. O relație de lungă durată, stabilă. Cavalerul de monede este o persoană care vine încet, dar sigur pentru totdeauna. Dar acum este blocată această persoană și voi nu înțelegeți de ce. Vreau să mai văd niște cărți. Inima îi plânge, dar te respinge. Și voi nu știți de ce. Această persoană trebuie să-și ia niște decizii. Haideți să vedem. În iarnă aici, voi v-ați apropiat unul de celălalt. Poate în iarnă v-ați cunoscut. Aici, în iarnă, persoana s-a îndrăgostit de voi. Această persoană crede că voi sunteți controlați de cineva, că sunteți poate într-o relație în care celălalt partener vă controlează. Aici este toamna și iarna. Poate că ați văzut această persoană toamna.
Poate toamna v-ați cunoscut și în iarnă ați ieșit împreună sau în iarnă v-ați blocat acum, de ceva timp în urmă. Comunicarea se va deschide, dar va fi greu aici. Da, aici este o uniune. Această persoană este plină de frici. La capătul setului de cărți este acțiunea, curajul, Jupiter. Noi începuturi. Noroc. Această persoană va fi foarte încântată când îi veți răspunde afirmativ la telefon, la mesaj, la orice are de spus. Voi așteptați cu sufletul la gură această persoană. Da, persoana va trebui să-și ceară iertare. Va trebui să-și ceară scuze pentru că a ascultat de spusele altcuiva, că nu a acționat când ar fi trebuit. Aici este un as de aer. Un început adevărat va fi între voi. Această persoană vine către voi pentru că este ghidată corect în acest moment. Persoana vă iubește sincer, persoana vă iubește necondiționat și voi iubiți această persoană și nu înțelegeți de ce nu vine către voi. Da, aici v-ați cunoscut în iarnă, în toamnă sau aici sunt două anotimpuri, toamna și iarna. Ceva s-a întâmplat, ori în toamnă, ori în iarnă. În iarnă cred că voi ați crezut că o să vă caute această persoană și în iarnă v-a blocat. Acum această persoană se gândește să vină către voi și să vă declare tot ce simte. Este un as de spade acolo. Va fi adevărul spus, cărțile vor fi date pe față și veți spune amândoi ce simțiți, pentru că aici este o uniune, sunt sentimente reciproce, de iubire pură, de iubire necondiționată. Persoana este limitată de frici, are frici că o veți respinge, ori voi vă gândiți cu teamă că această persoană ar putea să nu vă mai caute, deși această persoană este pregătită. Chiar dacă v-a blocat, chiar dacă nu vă răspunde, este pregătită să rupă barierele dintre voi și să înceapă din nou comunicarea. Vă va trimite un mesaj această persoană, poate noaptea, poate după miezul nopții. Între voi va fi uniune. Aici este cartea uniunii, este acțiunea, noi începuturi. Doar că persoana are frici, va trebui să-și facă curaj să vină către voi. Vreau să văd și de aici două cărți. O relație pasională, frumoasă. Voi visați aici, persoana visează cu ochii deschiși la uniunea voastră, la atingerea voastră, la mângâierea voastră. Voi reprezentați totul pentru această persoană, divinul, divinul masculin sau divinul feminin. Crede că sunteți controlată de un părinte, de un partener. Aici este hrănire și atracție. Wow! Voi sunteți aici o persoană care mai mult de atât nu poate să discearnă această persoană că există. Vă vrea, vă dorește, este hrănirea aici și atracția. Este legea atracției. Această persoană este atrasă puternic de voi. Din punct de vedere fizic, sufletește, spiritual, în toate felurile. Aici sunt noi începuturi, poate că voi încă nu știți, dar este un portal care se deschide acum pentru această uniune, pentru această relație. Este o minunăție ce vine aici. Îmi place mult, doar că aveți piedici și aveți obstacole de depășit. Aici aveți predare. Predă-te iubirii din tine, predă-te sufletului tău, pentru că sufletul tău tânjește după această iubire și sufletul acestei persoane este într-o bătălie acerbă. Nu știe cum să acționeze, crede că voi sunteți detașați, voi credeți că această persoană este detașată și aici este un ghinion, este o ținere la distanță a două persoane care se iubesc nespus de mult. Dragilor, inima acestei persoane plânge și totuși vă blochează, vă respinge și voi nu înțelegeți de ce.
pentru că această persoană nu știe cum să vină către voi, nu știe cum să acționeze, crede că vouă nu vă pasă. Aici sunt două cărți dintr-un alt pachet. Anul viitor veți râde de ce a fost în trecut și cât ce impas ați avut, cât ghinion. Nu veți mai aștepta, pentru că persoana vine repede, cum am spus, poate la miezul nopții, poate într-o clipă. Nici nu veți ști ce s-a întâmplat aici. Vă caută, se deschide din nou comunicarea între voi. Rămâneți deschiși, chiar dacă această persoană nu v-a răspuns la mesaj, nu v-a răspuns la telefon, nu v-a căutat, rămâneți deschiși, pentru că această persoană depășește bariera fricilor și este pregătită. Vine cu un cadou frumos către voi această persoană, cu un buchet de flori, cu un cadou frumos. Nu vorbiți acum, nu vă spune nimic, nu... Doar că această persoană vă iubește. Este o iubire superbă aici. Aici ați așteptat să vină această persoană și persoana a așteptat să vină către voi. Aici este stop. Se spune stop așteptării. Universul nu mai permite niciunuia dintre voi să mai așteptați, pentru că această iubire se cere trăită, se cere simțită. Voi iubiți această persoană, persoana vă iubește pe voi și totuși nu se întâmplă nimic. Universul nu mai permite. Pune această persoană în funcțiune. Depășește bariere, limite și sparge acest ghinion care este adus poate de alte persoane și de aceste frici. Începe din nou comunicarea cât de curând. Persoana nu mai dorește să aștepte. Simte iubire, voi o iubiți pe această persoană. Totuși aici este un blocaj, 4 de monede, un blocaj mare. Aici sunt flori între voi. Este un lucru incorrect care se întâmplă și persoana se gândește mult. De ce simte asta? De ce a acționat așa? Nici ea nu știe. Aici sunteți regina de spade, sunteți o persoană care sunteți corectă. Și vreți să acționeze și persoana în cauză corect. Este o femeie matură, este un bărbat gânditor care va acționa corect. Și un mesaj care vine acum către voi. Un mare noroc, un ghinion mare care se transformă într-un noroc. Dintr-un ghinion, dintr-o vorbă spusă aiurea, aici s-a rupt o iubire puternică. La fel se va lega înapoi. Un mare noroc vine. Voi împreună aveți mult noroc. Sunteți predestinați, sunteți suflete care trebuie să fiți împreună. Inima îi plânge acestei persoane, te respinge, nu-ți răspunde și tu nu înțelegi de ce. Dar în curând această persoană va sparge ghinionul, va depăși barierele și fricile și va deschide din nou comunicarea. Această persoană visează să vă țină în brațe, visează să vă iubească, visează să fiți a lui, a ei. Aici este frumos ce se întâmplă. Haideți să vedem niște sfaturi pentru voi. Adevărul trebuie spus, găsită o cale și comunicat sincer cu această persoană, pentru că persoana nu știe cum să facă. A crezut tot felul de baliverne această persoană spuse de toată lumea. Fiecare i-a spus altceva acestei persoane. Persoana nu a știut cum să mai acționeze și în sufletul ei se dă un conflict total. Aici este o iubire divină. Este un suflet pereche menit să ajungă în viața ta. Adevărul va fi spus și lucrurile vor merge către acest noroc, către această uniune, către această împlinire. Aici este această carte care vă transmite să vă lăsați în voia curentului, să fiți voi așa cum sunteți, fără să mai ascultați de spusele altora și să ascultați de sufletul vostru, pentru că aici destinul vă ghidează.
Aici destinul vă spune spre ce trebuie să vă îndreptați. Ghidează corect această persoană să vină către voi, pentru că aici este o iubire care trebuie trăită. Mai vreau o carte de aici pentru voi. Un sfat. Suportul este în jurul tău peste tot. Oameni care călătoresc cu tine. Aici, oameni care au spus tot felul de lucruri, acum vin oameni, vin situații, vin lucruri care elucidează această neînțelegere. Este multă frumusețe aici pentru voi. Aveți un sfat, stați în bucuria voastră, în bunătatea voastră, în frumusețea voastră, pentru că ce urmează o să vă placă. Vine către voi această persoană care va ști cum să vă explice tot ce s-a întâmplat. Va spune adevărul această persoană. Și aici, cum am văzut, anul următor sau peste un timp veți râde de această situație și vă veți aminti că nu ați venit în uniune mai repede pentru că a fost o neînțelegere. Este o situație aici destul de tragică, dar comică în același timp. Aici această persoană își va călca pe frici pe tot, este un lider înțelept, este mai puternică decât și mai înțeleaptă decât crede. Va acționa cu inima, cu sufletul și va face bine această persoană, pentru că între voi va fi adevăr, este o iubire divină, este o iubire frumoasă și trebuie să veniți în această uniune. Persoana va deschide comunicarea și toate misterele vor sări în aer, toate măștile. Va fi spus adevărul și veți trăi un vis împreună. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o zi minunată. Vă pup, pa, pa!